Deci spuneați că ordonanța prima e din 2014. Și eu adăugat, văd că și deci, suntem într-o situație ieșită din comun, după părerea mea, deoarece examinarea cauzei penale în privința lui Varte Cradu Vladimir are loc începând din anul 2014 până în prezent, dar clientul meu n-a fost citat legal niciodată pentru a participa la examinarea cauzei penale. Deci nici la din procuratură material, n-a fost. Nici la procuratură. Deci din materialele cauzei penale rezultă că au fost vreo 10 ședințe judiciare au avut loc în lipsa clientului meu. Eu, întâmplător, am aflat despre examinarea cauzei de astăzi. Un martor mi-a vorbit că este invitat pentru a participa. Deci l-am anunțat pe Varte Cradu despre faptul că există un dosar la audiere în lipsă, cum? Da, la judecătorie sectorului centru. Deci astăzi ne-am prezentat. Deci toți participanții la proces erau prezenți. Deci partea vătămată, avocat din oficiu, etc. Deci se examina cauza în lipsa clientului meu. Deci, la cine e partea vătămată? Acum, la momentul de față, nu pot să vă spun, dar după cât înțeleg din ordonanța cu care am făcut cunoștință acum, este vorba de un dosar penal tot în legătură cu activitatea anterioară a clientului meu în domeniul construcțiilor. Deci, i-au fabricat de nou, după părerea mea, un nou dosar penal pentru a avea posibilitate și a-l intimida în domeniul dat, în activitatea sa de mai departe. Așa eu cred. Adică eu acum la moment nu pot să vă spun prea multe detalii, fiindcă numai acum 5 minute am luat și am făcut cunoștință cu materialul, dar ceea ce se întâmplă că dosarul a fost trimis în instanța de judecată fără ca clientul meu să ia cunoștință cu materialele cauzei penale și deci au avut loc atâtea ședințe judiciare în lipsa clientului meu. Clientul meu a fost totdeauna prezent la locul de domiciliu, n-a fost citat niciodată legal. Deci astăzi deci am venit pur și simplu întâmplător ca să aflăm că cauza se examinează deja de un an de zile în instanța de judecată. Cine e procurorul? Procuror în ședința judiciară, deci nu am reținut îndată, vedem cine este. Deci apărătorul înculpat, partea vătămată, procurorul este Vera Iranta. De la ce procuratură? Procuratura sectorului centru. Procuratura sectorului centru. Mai mult decât atât, clientul meu invoc faptul că în anul 2014 niciodată n-a fost la procuratură. Toate actele care sunt în acest dosar sunt datate cu anul 2014. Și este undeva semnătura lui? Sunt, dar eu pot să vă spun altceva. Data este, putea să fie, fiindcă dățile sunt scrise cu pixul. Deci la fiecare, dumnealui spune că în anul 2014 eu îi apăram deja interesele. El niciodată n-a fost invitat la procuratura sectorului centru. De unde au apărut toate actele astea, nu pot să vă spun. Mai mult decât atât, la materialele cauze penale, ei n-au reușit de un an de zile să-l găsească pentru a-l invita în ședință. În schimb, sunt anexate toate ordonanțele de pornire a urmăririi penale de la Botanica, de la Rășcani, din sectorul Ciocana, etc. Fapt care ne demonstrează că iară de nou are loc o tentativă de persecutare și de intimidare pentru a-l aduce ilegal pe banca acuzaților. Dar cum credeți? Pentru ce poate fi persecutat? Are legătură cu declarațiile care le-a făcut? Are legătură cu toate dosarele penale care au fost pornite anterior, inclusiv dosarul penal pe care unde deci se cerea de la el prin șantaj 60.000 de euro, fiindcă scrie în dosar. Scrie acolo, da. Este și dosarul inclus. Inclusiv și dosarul ce dovedește că deci în afară de actele care în baza cărora a fost el pus sub învinuire, deci mai există și toate actele sau ordonanțele, actele procedurilor, ordonanțele de pornire a urmăririi penale pe alte cauze similare, prin care tipurile s-ar încerca de a demonstra faptul că, într-un adevăr, Vartic este un infractor, este o persoană care trebuie să fie condamnată în modul
Cine e judecătorul și pe când i-a amânat ședința? Judecătorul este Horcea Nicolae Vasile, deci astăzi am amânat ședința pentru luna decembrie, 16 decembrie, fiindcă, evident... Să aveți posibilitatea să faceți cunoștință. Dar au mai avut loc ședință până acum? Da, eu vă spun, deci vreo 10 ședințe judiciare au avut din luna octombrie până în prezent. Dumnealui totdeauna s-a aflat acasă, totdeauna... Deci ședință în lipsa lui? În lipsa lui. Figurează vreun avocat acolo care a fost din oficiu? Figurează un avocat din oficiu. Dați-mi deci, numele. Îndată pot să vă spun... Că avocatul din oficiu trebuia să-l consulte, trebuia să vorbească cu el, să apere poziția, logic. Sigur că te-a, da. Te-a contactat vreun avocat din oficiu? Nu m-a contactat niciodată. Deci aici avocat din oficiu este după a lui Bartek Culeac, Greul Natalia. Ați văzut-o? Prima dată azi am văzut-o. Prima dată azi am văzut-o, eu văd. Și acceptați, vă apere interesele în continuare? Doamne feriește! Eu n-am încredere în afară de domnul Natalia. Și asta este situația. Deci, nu știu. Intenționați să depuneți vreo plângere? Numai decât, deci la Consiliul Superior al Magistraturii și la Procuratura Generală, fiindcă eu cred că justiția într-un asemenea stil criminal, deci n-ar trebui să aibă loc în Republica Moldova, odată ce noi pretindem spre o justiție și spre aceea că suntem un stat democratic unde drepturile cetățenilor trebuie să fie respectate intact. Iată, uitați-vă, deci în 21 ianuarie, proces al ședinței judiciare, ședința preliminară a avut loc în data de 21 ianuarie 2015. Deci, de atunci până în prezent, domnul Bartek... Procesul avea loc în absența lui. Tot procesul timp de un an de zile a avut loc în lipsa clientului meu. Clientul meu totdeauna s-a aflat acasă. Perioada anului 2015, din numărate ori, colaboratorii de poliție de la Rășcani, dacă vă aduceți aminte, am prezentat și conferințe de presă, au venit să-i facă aducere forțată, au încercat să-l rețină, au încercat să-l aresteze în toată perioada respectivă. Și în cele din urmă, la judecătorie centru se examinează cauză penală în privința lui Vartecradu nu știe nimic, nu cunoaște nimic absolut despre faptul că o cauză penală, există o cauză penală transmisă sau trimisă în instanța de judecat care se examinează timp de un an de zile deja. Practic un an de zile, dacă să luăm că în luna noiembrie a fost trimis octombrie-noiembrie a fost trimis anul trecut dosarul în instanța de judecat, uitați-vă, un an de zile s-a împlinit de când se examinează cauza penală în prezența lui Vartic în instanța de judecat, fără că acesta să știe nimic despre examinarea cauzei. Este vreo dovadă că el ar fi fost citat legal? De exemplu, eu n-am făcut cunoștință, deci, dar aici sunt niște răspunsuri în raport de la domnului Ion Cojan, puteți faceți cunoștință, puteți să-l filmați, unde se invocă faptul că ei l-au căutat, au încercat să verifice locul lui deci domiciliu. De sector, nu l-au găsit. Cum poate să se întâmple așa lucruri? Voi ați fost acasă în permanență? Eu cu polițistul de sector m-am întâlnit doar de mai multe ori. Niciodată m-am întâlnit la 1 septembrie, când l-am dus copilul la. Deci dacă vroia, te vedea. Mă vedea, m-a salutat cu dumnealui, nu ne-a zis nimic. Dar e acela care semnează raportul? Dar eu nu știu cine a semnat. Deci au semnat raport, dar oricum polițistul de sector este la curent că Bartek Șratu s-a întrebat. S-a întrebat în localitate. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu polițistul în rutieră, m-am adusem pe un oraș, m-am întrebat ce mai faci. Am zis că eu sunt acasă, stau cu copiii, soției plecat. Ei nu ți-au spus că te caută. Nu ne-au zis nimic, încă m-am mers. Azi au dispus aducerea silită sau nu știu? Deci pentru azi era stabilit, a fost dat în căutare și era stabilit aducerea silită. Aveți așa document aici? Aici așa am fost informat de către președintele, iată, așa, schimbă data examinării, așa în dată vedem, 4 septembrie. Deci judecătorul m-a informat, în dată verificăm, că, dar în orice caz, din data de 04 septembrie, se schimbă data examinării, aia știința participanților. Judecătorul m-a informat că a fost dispusă aducerea silită a clientului meu. Așa. Încheiere. Anunța, uitați-vă, încheiere, din data de 2 iulie 2015, anunța în căutare pe Vartic cu Vladimir, născut la 27 aprilie 1980. Observați. Deci ei au dat în căutare o persoană pe care n-au căutat-o.
Sigur că așa este. Așa declară. Da. Da. Eu sunt să cazi. Iată raportul și este, deci, procesul verbal al ședinței și am înțeles că a fost dispusă și aducere silită. În orice caz, la momentul de față, nu văd ordonanța de aducere silită. Scuze. Iată, asemenea lucruri au loc cu regret în justiția. Și de o parte vătămată și sectoristul și procurorul știu numărul de telefon. Nimeni nu a fost... Nu m-a sunat, nimeni nu m-a invitat niciodată nicăieri. Și măcar îți amintești de cazul ăsta? Ce s-a întâmplat? Asta e primul caz din 2012. Asta e primul caz. Prima dată când te-a căutat poliția, da? Nu, și de atunci nu m-a căutat niciodată cu cazul acesta. Și acum de-am adăugat. Și atunci cum s-a finalizat? Sau ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a făcut. Nu s-a finalizat atunci nimic. Atunci și amul a apărut cazul și ala care... Da, dar cine s-a luat de dumneavoastră? Ce documente v-au arătat? Ce problemă era? Tot cu construcția. Nu s-a finalizat construcția din 2012. Clar. Mulțumesc. Iată ordonanța.